Vara este dorită de cei mai mulți dintre noi, însă temperaturile ridicate din ultima perioadă sunt greu de suportat. Severinenii găsesc cele mai bune metode pentru a se proteja. Consumul frecvent de lichide este una dintre cele mai importante în această perioadă. Severinul a resimțit temperaturi ridicate în această perioadă. Zilele de foc nu i-au determinat pe severineni să stea doar în casă, ștrandurile fiind pline, dar mai ales parcurile. Însă aceștia găsesc cele mai potrivite măsuri pentru a se proteja de caniculă. Mai ales că avem copii mici, ieșim la anumite ore, între 10 și 1, după aceea, după amiază, când își fac ei somnicul, când se mai răcorește încă un pic, da. Lichide consumați? Foarte multe și el. Iau două sticluțe de apă după mine pentru că bea foarte multe lichide și sunt necesare organismului. Impactul stresului termic asupra organismului depinde de mai mulți factori. Masă corporală, cei slabi rezistă mai bine. Antrenamentul termic specific sportivilor, mediul de lucru, una e să stai la birou, la aer condiționat, alta e să fii într-o covrigărie. Și cel mai important, istoricul personal de boli cronice. De foarte multe, având diabet, cancer, atâtea boli și mă protejez cu... Stau mai mult la răcoare. Ies la un anumit interval de ore dimineața, între 9 până la 10-10 jumate și după masa seara, de la 18 până mai târziu. Dar sunt și țânțași. Cei cu probleme cardiace, de circulație și respiratorii, dar și diabeticii nu au voie să stea în căldură și nici să intre și să iasă des din locurile cu aer condiționat afară în căldură.